Și bine ați venit la un nou episod din Breslă Haiducilor cu Cosmalino prezent. Ca de obicei, bă, împuia țațelor, ce fășați? Bine ați venit, bă, băi, suntem acelușoar din nou, bă. Ultima oară am făcut acei El Cortos, bă. Uitați-vă și voi, și frumos, și frumos, yes. Perisată, poate și un incident neprevăzut, bă, bineților. M-am lucrat și pe server, așa, era frumos și noapte și chestii, știi? Și deodată ne-a explodat un țăgan ordinar, bă, de creeper, aci. Dar, intimele cred că au supraviețuit cât de cât. Am încercat să le bagă înapoi prin chesturi. Ne-am cam umplut locul pe aci. Și am făcut rost de două animale, bă. Uitați-vă și voi, le avem pe împuțătile astea două acelușoa. Le-am luat și cu funie, bă, i-am luat cu totul, știi? S-a întâmplat ceva neprevăzut, așa, adică, salut, dublei villager, adică nimic mai mult, bă. Noi pur și simplu am cumpărat animalele de la el. Nu s-a întâmplat nimic, nu l-am omorât sau ceva de genul. E acelea cu noi, vedeți, prietenul nostru în barcă. Are poțiuni de invizibilitate, de asta n-are corp acolo, așa, acolo. Da, înțelegeți voi, bă, știți doar cum funcționează. E cel mai șmecher, cel mai șmecher. Avem traderul nostru personal acum, bă. Puteți să-i dați un nume dacă vreți, adică nu mă supăr. Bun, deci, ce m-am gândit? M-am gândit să lăsăm o pauză celișoa la cortul Lenin și să lăsăm pentru alt episod, să facem focul și cu copăceii. Și m-am gândit, bă, bine, celor, bă, azi m-am gândit să facem, să lăsăm, nu facem nici, era să grajdurile, doamne, ce era să zic, bă, acolo. Nu facem nici fermile, dar o să facem azi, o să facem bridge-urile, bă, o să facem bridge-uri ca să putem să mergem pe celușa cu drum, știi, frumos, elegant, cât de cât. Deci, nu știu cât o să ia, o să încerc să fac destul, că după cum vedeți, e destul de mare, adică dacă stăm să ne gândim puțin așa de acolo, așa, până ce, e destul de mare. Și mă gândeam, bă, că îi ziceam și lui Pufuleană, când am intrat acolo și pe live stream la el, i-am zis, bă, să fac o șmecheriță, bă, să facem un fel de pod, intră să așa în arcuit, bă, dacă ne ajunge locul, să-l facem arcuit, ca să poți să intre mini bărcuțele prin apie, că, bă, știi, să treacă pe aceea până zona asta, până apă. Și mă gândeam să facem pe asta așa un pic mai mare, nu știu dacă o să aibă și acoperiș, deși aș vrea, bă, aș vrea oarecum să aibă și acoperiș podea în casă, știi, să nu ne plouă, bă, să nu ne plouă în căpățână, știi ce zic, știi ce zic. Dar în fine, prima oară ce o să fac, o să facem partea principală, dacă nu ne ia chiar extrem de mult. Vedem dacă o să-i dăm și partea de sus. Dar mă gândeam să facem și pe ăsta secundarul, deci care e mai mitit el. Dar nu știu acum dacă o să ne ajungă timpul, bă, că o doi ca asta o să ia destul de mult timp, știi? Adică eu să bag time lipsuțul acolo așa, dar totuși, na, îs o leacă așa de, cum îi zice, știi? Cu decorul și chestii, o să dureze cam mult. Îmi pare rău dacă sunt așa o leacă răgușit, știți că boalele m-au atacat, bă, v-am zis acolo așa încet, bă, dar asta e partea a doua. Deci, ce o să facem acum? O să ne luăm itemele celușa, valoare României, sănătate și norocii. Ne mutăm toate chesturile, de fapt, le mutăm acolo în partea aia și începem să facem el building, bă. O să facem time lipsuți și o să ne mai vedem așa, printe câte puțin, mai dăm stop un pic, mai zicem acolo și două vorbi și chestii din astea, bă, ca de obicei, știți voi, da? Hai, vă pup dulce și ne vedem după aceea, împuțățelor, da? Pupica! Bă, și avem nevoie, bă, minunților, de un pat. Am venit așa, l-am văzut acolo din depărtare, să vede ceva negru, bă, și am venit așa. Aveam când, și așa, avem nevoie de un pătuț, bă. Și nu ce ordine nici unui posta, nu sper că nu se supără nimeni. Că mi-era să lăsă folosesc artificii, bă, să mă duc tuba acolo și la zic, la corturi, ca să mă colg, bă, să bujinez. Deci, hai să-l punem și noi frumos, ce elegant, că decât să putem să avem, să dăm schimb la noapte, bă, că nu-mi place cum veniți, bă, și ne atacă la buceales. Deci, ce-am făcut până acum, bă, minunților, cam asta o să fie poduleanul nostru. Wow, da, final de episod, bă, direct, bă, și atât am fost pentru azi, bă, bine, și nu uitați de un like, subscribe.
Glumesc, bă, glumesc. Asta e prima parte. Prima oară am vrut să fac negru, adică închis cum ar veni, știi, fără șuriap. Dar după aia am zis, bă, hai să facem o chestie șmecheroasă care n-am mai încercat-o până acum. Nu știu dacă o să iasă bine, dar vreau să vă imaginați o leacă. Practic, partea asta de sus a podului, na, fiindcă e deasupra, știi? E așa, e normal, e șlefuit, ca să zic, da? Arată bine. Dar partea asta de aici, din care stă mai mult în apă, știi? Din lemnoaică, să zicem că așa cum, bă, cum zic eu, s-o murdărit, nu știu cum să-i zic, bă, s-o umezât, nu știu cum trebuie să pot să-i zic, bă, înțelegeți voi, știți voi, când stă lemnul în apă, se transformă într-un fiel, se face așa mai închis la culoare, știi, se face urât, se face caca, înțelegeți? Ați înțeles voi, știți la ce mă refer. Dacă ați văzut un pod, știți să știți voi. Să facem verdeață pe el și toate chestiile. Să nu-i crești oarecum. Oarecum, bă. Bun, ce-am făcut noi prima oară? E prima oară când încerc așa. Am încercat și am făcut poduleanu. Deci prima oară am pus toate drăciile astea alte. Da, m-am repetat și am zis prima oară de 50 de milioane până acum, dar nu înțelegeți voi. Deci cam așa arată poduleancul nostru, putem să traversăm pe el acum, nu-i bai, nu-i probleme de război. Și după ce am luat măsurile și toate astea, o să începem să-i dăm mare de coreanu, să-l facem ca lumea, știi? Să-i punem toate cele pe el. Da, deci o să dăm și continuare cineași schiplenă, by the way, între el o să pun chetroaică, bă, o să punem și chetroaică să includem, să fie o leacă diferențiat așa, știi, să nu fie doar lemnoaică. Stâlpii, practic, o să fie de chetroaică ca să poată să aibă susținere. Și eu zic că bă, se poate trece și cu bărcuță, dacă vrei. O bărcuță mai mititică se poate trece printre pilare și știi ce zic, Bun, hai, dăm schipuleanul și ne vedem după aceea, bă, bineînțelor. Am o idee genială, bă, dacă iese, e super mega mega șmecheră, dar dacă nu, dăm super mega fail, bă, minunților. Am reușit să-i fac prima decoreană a podului, adică gen, după cum vedeți aici, avem partea din mijloc, care face arcuiala, și după avem decorul pe lateral, prin dreapta și prin stânga. Faza e următoarea, bă, minunților, n-am lucrat încă under sau pe partea ailaltă, deci cam așa arată decorul, e o combinație între piatră și lemnoaică, ca să zic așa, știi, pe partea de jos e mai mult piatră, după cum vedeți, și după aia pe la mijloc e lemnul. Că după aia dacă făceam contrastul doar de piatră și piatră, arată cam urât și nu me gusta. Și planul lucru ăsta mai următor, bă. Deși o să încerc pentru prima dată, după cum vedeți am pus stâlpii ăștia de piatră aici, nu știu ce mi-a venit în cap, dar stăteam și mă gândeam, bă, dacă la mijloc, uite că ce am uitat să pun stâlpuleții, 1, 2, 3, așa, bun, altă viață, bun. Planul lucru ăsta mai următor, bă, minunților, vedeți, ăla-i topul din vârf acolo, așa, eu mă gândeam la o chestie mirobolantă, bă, știți că tot mă gândeam cu lamelele împuțite, bă, să le aducem și să le punem aici. Adică să folosim tot tehnica aia cu rupul, știi ce zic? Mă gândesc, dacă am legat funia de acolo și cumva mirobolos așa, bă, ar veni împuțâta, ar veni liana exact printre toate astea, bă. Cât de tare ar fi, bă, cât de tare ar fi să arate așa, ui, bă, știi? Asta o să încercăm noi, o să încerc să aduc una dintre împuțite, de fapt,
Să încercăm acum așa oare, avem tip așa? Hai să vedem, hai să vedem, poate nu ne ia mult. O să luăm, prin puțăt asta că e mai rapid aici jos. Doamnă, nu, că tu nu scar, treci în coa după mine în puțăt-o. Treci, hai gata, lasă-ți prieten acolo așa că doar vine și ea urmează. Bă, ce viața au... Nu, scăpați la mă! Să gagă din ro... Ia! S-au dus cu villagerul și în bărcoaie, că bă... Treci încoace tu animalul, gata, lasă-l la mă! Știu că vrei să faceți freche-freche acolo, că nu mă uit eu, dar lasă, mă încolo. Gata, vezi, eu trecut. Bun, hai să vedem dacă merge tehnica care o vrea cu Osmaliniu. Deci, dacă ar fi să o luăm așa, logic, da? Logic. Puțăta asta are nevoie de loc de 2 space, nu? Practic așa e. Așa că intră doamna în gaur acolo așa, foarte confortabilă, că de acum așa o să-ți fie casa ta țăganco. Dar mi se pare că trebuie să facem o chestie, mi se pare că trebuie să o băgăm cumva, dacă mă înșel, dar trebuie să o băgăm cumva în barcă, că altfel dacă nu o băgăm în barcă e nasolică treaba. Dacă facem așa și punem un gard acolo și pe aia dăm... Ce mă, s-o rupă? Bă, cum ar trebui să o rupă, că era băcii? Alo, cum te-ai rupt, împuțătule? Bun. E, pac, stai acolo, țăgancu. Bun, încă o dată, bambing și capușcă. Hai da. Bă, cum ar trebui să rupi, bă, dar e așa de departe. No, bă, nu, e prea departe. Ce țăgancu? Nu merge, mă, să o facem. Ia, stai. E rog. Vedem pe ăla cât merge. Nu e așa, bă. Ești nică iesă, țăgancă, ui, și-o face teleportation și chestii. Ah, cred că e prea departe, nu? Da, e prea departe. No, dar de ce, mă? E prea departe, țăganca. Dar putem, mi se pare că putem să o punem aici, nu? Dacă o punem aici, cred că ajunge, zic eu. Ies de unde e. Bă, treci, țăgancă, înapoi, intră în gaură. Intră și în găuază. Hai, da. Nu. În găuază. Știu că îți place în gaură. Haide. Așa frumos. Ai văzut? E plăcut. Bun, și dacă dăm până acolo. Te rog. Te rog, please. Încă un pic. Nu mere. Oare de ce, bă? E prea departe. Dar care departe, bă? Că doar nu-i chiar așa, bă. Nu vrea. E prea departe de acolo. Toare, planurile Cosmarine să duc pe șale, bă. Nu. Să năroade toate. Ah, am crezut că merge mai lung, bă, de atâta. Hai, intră înapoi în găuace. Măcar pe asta mere? Asta mere! Uai, ce fel s-o teleportat țăganca ordinară! Băi, merge, dar trebuie să o stupăm în pământ mai întâi, așa-i? Da? Trebuie să stupăm acolo, așa că altfel iese de animala. Nu s-o spă lișul, bă! Mă, le spără lișul! Alo? Dă-n așa, stai tu! Bun, deci trebuie să o băgăm în gaură mai întâi, că altfel țăganca dă escape. Intră ca oarce acolo și animalul, așa, mulțumesc! Bam! Șpac, ia să vedem, și acum mere? Șpoc. Uai, câtă tehnică am văzut, mă rog. Nu, bă, dă planul lui Cosmaliniu de a face podul perfect, s-o dus pe ciocală, bă. Dar de ce nu merge, bă, mai lung, bă? Come on, man. Bine, adică aia putem să punem altceva acolo, știi? Adică în loc de aia putem să punem ceva lespete, gard sau știi, să le unim noi printr-un alt mod. Dar de ce, bă? Mojang, ni trebuie funii mai lungi, bă. Ni trebuie funii mai lungi, că nu-mi place așa. Așa cum, bă, să rupi. Măcar de merge până la a doua, bă, dar nici la a doua nu vrea, băi, omule, bă. Da, în fine, bă, minunților, o să găsesc o soluție imediat și vedem după aia cum continuăm, ok? Hai, da, uiu! Băi, ce satane, bă, de pillager, bă, ia tu, oară când vin țăgani ăștia, bă, dar ia veniți, mă, încoace țăgani, da, veniți să vă dau bucata, că vă dau topor în gură, ia uite, bă, dar e șmecher, mă, ataca ce, bă, credeți, vreau să luați portul, bă, ia mi-a urmă să sună sucă de portul, dar la dimensiune, bă, da, mare poleșcă după ce-am dat tenșetul meu. Ia uite, bă, ăștia cu inceanturi și chestii. Bă, stați în apă, stai șmecher, bă. Tu nu vă, bă, că vă dau din astea mare topuri în acel ușa. N-am villager să mă tem, bă. N-am villager, mă pot să vă umor pe tăți, bă. Bă, tăți, mor cu geam, bă. Și tu, mare pornel la bucele. Și totul bine. I-am pălit mortal pe țăgăni. Ia uite, mă, ia 2 ore când mă atac. Ni, nu-i așa că pățână, bă. Așa da, e bun. Ia uite, ne atacă ei acelișoa, bă, voi nu știți cine sunt, bă, îs Cosmaliniu, bă, the king, the viking acelișoa, bă, n-aveți cum să mă atacați, bă, împuțâților. Iucu-lucu,
Bun. Ce vreau eu să vă zic, bă, minunților, bă, în afară de asta, bă, m-am pierdut o legă pe Cirișoara, bă, sunt un pic pierdut, bă, cu podul anul ăsta, bă. După faza cu Liana, bă, că eu mers acolo și nu știu ce să fac, dacă să-i pun acoperiș sau să nu-i pun, bă. Îs un pic așa cam dus în eroare, doar puțin. Aș încerca să-i fac ceva, nu știu dacă să-i dau acoperiș full sau să-i dau doar așa o leacă de decoreanu, bă, nu știu. Arată și bine, arată și rău în același timp, bă. Deci dacă vine de la depărtare, ia să vedem cum se vede, deci nu se vede rău, adică chiar îmi place de la depărtare cum se vede. Dar când vine aproape așa puțin, parcă nu știu ce să zic, bă, de aproape. Poate din cauza că nu-i terminat și nu are tot de coreanul, dar nu știu ce să zic, bă, nu, cum am zis, nu-i nici rău, dar nu-i nici bine, bă. Dar dacă să mă gândesc cu o leacă până acum, n-am mai văzut pe nimeni să construiască ceva din genul, nu? Bine, hai, o să continui și vedem după aia, bă, minunților, ce iese. Bine, hai, da. Și pentru că am pe neveală, bă, și pe, adică nu am chef să mă duc pe la spawn acolo și ghiși ce să fac, fiindcă am o grămadă din materiale acum, o să băgăm așa, puc, 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 și o să băgăm niște puc, ciucu, să-mi fac, dintr-o seama, să-mi fac torces, că n-avem lumină la pod, bă, și ne atacă, dacă ne atacă sară bobici ăștia, uite, vezi cum se lasă sara, bă, n-avem o țară de lumină acelușa, bă, nu glumesc, bă, vreau să fac niște lămpuțe, minte tele, așa că o să am nevoie de cărbune, dar cine se mai duce pe la spawn? Așa că puteți să facem propriul nostru coal, bă, easy peasy lemon squeezy, bă, învățați la Cosmaliniu, bă, așa se face treaba. Știți care e faza, bă, minunților, bă? Faza e că, oricum, și așa, pentru azi n-aveam niciun plan, adică când am început, de fapt, când am eu niciun, Cosmo, am uitat să vă zic, bă, doar, de fapt, dar cred că v-ați dat și voi seama, Cosmo n-are niciun plan de fiecare dată când dă start la un video, așa că, ce iese random, iese random, bă, așa că, trebuie să ne mulțumim cu ce a ieșit azi, bă, adică vine să plâng deja, dar, înțelegeți voi. Da, bă, cam asta ar fi, bă, schița podului nostru. Nu știi, cum am zis, nu e cine știe ce complex, nu are anumite chestii, wow, îi pus era așa o leacă de aici, niște bușe, niște cheatră, niște lemn și gata, pa, mare pod, bă. Deci, după cum vedeți de la departare, cam așa se vede el, deci alea de la mijloc încă sunt interconectate, adică puteți să trecem pe ele. S-o să avem un pic de decoreanu, un fel de arc așa care ține podul, toate stâlpile și toate chestiile, știi, din cască bate vântul, zic și eu. Eu zic că, bă, merită așa. Dacă n-am avut cu împuțătoare aia de labă, bă, să o băgăm în pământ acolo și n-am mers tehnica cu lead-ul, măcar așa, bă, măcar așa, știi? O leacă acolo. Eu zic că chiar aici bine. Ce mai trebuie să mai aduc eu, bă, din astea, că n-aveam faza, e că am făcut faza cu lemn, știi? Dar fieroaică n-avem, așa că o să trebuiască să mă duc până acasă să aduc fieroaica. Deci, nu știu exact, dar aș pune în partea aia 1 și în partea aia 1, aș pune două stegulețe, bă, minunților, știi? Dar din alea steguri, din alea care atârnă așa în jos, știi? Nu știu cât, dacă o să iasă chiar perfect, dar parcă mai aduce așa un plus de chestii, de culoare pe acolo, știi? Adică nu e așa gol, știi?
partea de jos am reușit să băgăm niște bushes și niște catru și din astea așa am reușit să îi dăm de coreanu. Dar partea de sus nu. După cum vedeți am pus și o leacă de piatră pe aici până apă, ca și cum, nu știu, dacă de pe pod au mai căzut pietre sau s-au mai desprins din el sau erau s-au format de-a lungul timpului prin apă, știi, un pic așa de decor. Bine, o să mai punem și niște iarbă, o să mai punem și alte chestii. Și încă n-am terminat între pod. Dar știți care e faza amuzantă acum, băbinocilor? După ce am terminat toată partea asta, deja avem 2 ore de filmat, 2 ore de recording. Da, știu, pare puțin, nu? Cât vedeți voi acolo 3 minuțele de time lipsuți, de fiecare dată pare că stau puțin, dar nu! Stau cu orele, mă, vine celor ce construiesc, așa că sper că apreciez, bă, tot efortul care îl depun, chiar dacă nu iese ceva wow-ui. Dar măcar sper că vă place, bă, ok? Bun, știi care e faza acum, cancer? Acum, după ce am terminat 2 ore prima fațadă, așa, a podului, să avem o imagine, trebuie să ne apucăm de partea secundară. Da, mai faci. După aceea, asta nu-i nimica. Bine, asta e doar podul simplu. Și eu mai vreau să fac și pe ăsta, din partea asta din spate. Gata, s-a dus. Un pod e de ajuns, bă, ce vreți mai multi? Minciuri, bă, unul e de ajuns pentru azi. Da, o să facem podul ăsta. O să încercăm să băgăm și niște mai multe decorene pe aici, pe lângă. Nu o să încep decorul, adică mă refer drumurile și astea încă. Deci, momentan, o să fac doar așa, adică gen, ferma, fac doar ferma, fac podul, fac doar podul, știi? Și după la final o să punem tot decorea, nu știi? Adică dacă nu e inclus cum e la foc acolo, așa, înțelegi voi ce vreau să zic. Bun, continuăm cu tainisuțul, da, adevărat, să știe, hai da, încă 2 ore de filmate. Nu mai pot, mă, minecilor, mă, cred că dau end acilișa, mă, nu mai poți, eu am luat mai mult decât am crezut, mă, drăcia asta, blestemată de pod, mă. Pare rău, bă, minecilor. Nu a fost așa exciting episodul de azi, bă, dar măcar am reușit să-l termin primul pod de la spawn de aici. Mă, eu zic că chiar arată bine, nu știu de ce, îmi place și cum a ieșit el, adică știți cum am zis, n-am niciun plan, dar eu zic că chiar a ieșit, bă. Borcoțele încă pot trece, deci o să facem mai târziu, mi-a venit 2 idei geniale, bă, minecilor, în apă acolo și să facem un fel de bărcoțe care s-a scufundat și cu un cesc care poate are o cumoară acolo și dacă vreun haiduc îl găsește, punem ceva frumos acolo, dar asta o să punem data viitoare. Da, deci Poduleanu, cam asta este podul nostru, bă. Deci, cum am zis de la început, o combinație între lemn, de șpruce, de ștejar, o grămadă de lemn, frunzi, chiatru și toate cele, bă. Am stat-o la casă de curent și prin apecă ca să facă frumos acolșa. Uitați-vă și voi ce bine arată, bă. Cu bușes pe aici, pe dreapta, cu un pic de chetroaică, cu toate cele, vezi? Aici jos are dintre astea, cum îi zice, are chetroaică, bă, dărâmat, așa. E frumos, e frumos. Putem să mai punem și o grămadă de chestii, si lantiern și de toate de cele, dar momentan n-avem alte materiale. Să zicem, cum am zis, e un 80% ai terminat podul ăsta. Adică încă nu m-am gândit dacă o să adaug alea. Deși aș vrea mult să adaug stegulețele alea care atârnă așa de sus în ambele părți. Dar oricum, dacă voi aveți și alte idei, puteți să-mi ziceți acolo și apă, minecilor. N-am mai adăugat detaliile, adică cum ar fi butoaie și toate drăciile care trebuie să le adăugăm ca de obicei. Chiar nu mai pot, bă, să rupt. Adică v-am zis să strează de ieri, încă nu am dormit. Și smortăciuni, dar mă bucur măcar că l-am terminat. Deci, da, practic așa vii. Vii pe acei, ăsta e podul, treci podul. Wow! Tăbărăbărăp, 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 tăbărăp, para! Ta-ta! Da, cam ăsta e podul, bă. Fuck, bă! Pare rău, mă, bine. Bă, acum, fără că te ric, bă. Chiar a luat mult podul. Chiar a luat mai mult decât am crezut. Adică a luat vreo, nu știu, 2, 3 ore, 4 ore. Habar n-am, cât e ora 12. Deci de la 9 filmez și 12 acum. Deci vă dați și voi seama. Da. Valoare României, sănătate și norocii. Acum putem să trecem din partea asta. Și stăteam și mă gândeam, bă. Faza e că noi putem să trecem de pe insula aia, putem să trecem cu podul în partea asta altă. Dar faza e amuzantă că de pe insula asta niciun pod nu se leagă. Adică în partea asta altă n-avem pod în colo, știi? Adică... Dar uite, dar uite și vreau să vine podianul nostru de la deportare, bă. Hai, bă, că n-arată rău, bă, n-arată chiar așa rău. Adică
E simplu, e default, cred, nu? Dar e ok, bă. Eu zic că chiar arată bine, bă. Chiar arată bine. Nu m-am chinuit degeaba. Nu m-am chinuit degeaba. Oricum, v-am zis, bă, bine, cel, dacă mai aveți și alte idei, o să mai adăugăm și o să adaugi și Cosma, logic, alte idei mai târziu, adică alte detalii mai târziu, dar momentan, v-am zis, sunt frânt și nu mai reușesc. Deci, cred că o să ne apucăm și de celălalt când o fi, o să facem și pe ăsta, stai mai midit, alternăm repede cu el. Dar podenul nostru mare, îi termina, bă, și ușor, zona din spawn începe să prindă, începe să prindă formă, bă, chiar îmi place. Vezi cum se văd cortuțele noastre acolo și în depărtare și cu podoleanul acei aproape. Gândiți-vă că nu se fie totul terminat, bă, prea frumos, prea ca la țară, bă. Bun, mă, minacilor, bă, cum am zis, bă, nu uitați să continuare de un like, un subscribe și un share pentru Cosmalin Iacolușa. Vă pup dulce și vă mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit și astăzi. Ce vă zic? Ne vedem data viitoare, bă, împuțăselor, la un nou episod de Brasla Haiducilor. A, ce-i cu Cosmalinio, bă? O intra și Ciunciu mai înainte, bă, și o vrut să-l ajutăm, dar îmi pare rău, bă, Ciunciu. Ciunciu-san, te rog, iartă-ne, bă, suntem prea obosâți. Până data viitoare, bă, minencilor, ne vedem, bă, vă pup dulci și aveți grijă de voi. Hei do, hei do, woo!